Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă ediție Drumul spre Paris. V-am obișnuit săptămână de săptămână să discutăm despre disciplinele sportive care ne vor reprezenta la Paris 2024. Am vorbit despre canotaj, am vorbit despre box, am vorbit despre scrimă, despre toate acele discipline care ne pot aduce medalii. Astăzi rupem un pic acest cordon și discutăm cu o personalitate marcantă, poate cea mai marcantă a momentului în olimpismul mondial. E vorba de românul Octavian Morariu. Mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație, bineînțeles. Sunteți membru CIO, ați fost președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, un cunoscut ruibist, ați jucat în străinătate, ați reprezentat sportul, ați fost și ministru, dacă mi-aduc bine aminte. Președintele Agenției Naționale de Sport, care ulterior Ministerul Sportului și iar ANS, da. Acum s-a întors la denumirea asta, parcă practic ați parcurs toți pașii din punct de vedere al managementului sportiv. Vine Paris 2024, știm situația din România. Care sunt speranțele dumneavoastră legate de ceea ce înseamnă sportul românesc în momentul de față? Să luăm puțin în ordine. Dacă vorbim de Jocurile Olimpice de la Paris și de participarea României, eu cred că trebuie să ne referim la ce s-a întâmplat în ultima perioadă, când sportivi români în mai multe discipline au performat. Lucru care ne poate îndreptăți să sperăm la medalii la Jocurile Olimpice de la Paris. Aici depinde de, cum să spun, de mai ales de iscusința, de priceperea celor care înconjoară pe sportivi. Vorbesc de anturaj, de antrenori. Pentru că toată finețea este să fii în formă maximă în ziua competiției. Și asta înseamnă, sau nu înseamnă neapărat, că dacă ai avut o medalie mondială chiar, cu un an sau doi ani înainte, ești dintr-o dată favoritul numărul 1. Pentru că în aceeași perioadă și concurenții noștri, competitorii noștri, s-au pregătit cu aceeași idee. Eu am menționat, de fapt, de mai multe ori în cadrul Comitetului Executiv al COSR acest lucru, atrăgând atenția că trebuie să fim foarte, foarte atenți cu acest moment al competiției. Și să nu ne culcăm pe ureche, să zic așa. Să zicem, dacă am avut o medalie mondială chiar și cu un an înainte, suntem aproape siguri de medalii. Nu e adevărat lucrul ăsta, o știu și ei. Sunt convins că se gândesc la același lucru, dar trebuie să fim atenți și să nu luăm, a zice, ca și câștigate niște medalii pe care le-am obținut în acest anul trecut sau acum 2 ani. Un obiectiv de 7-8 medalii este unul realist în momentul de față, având în vedere topoganul pe care suntem din 1990 încoace și dacă reușim să depășim partea cea mai de jos și să începem să urcăm. Mi-a fost tot timpul, cum să zic, greu să răspund la această întrebare, pentru că nu-i decât un pronostic și cu atât mai mult un pronostic care nu depinde nici de persoana mea și mai ales nici de cea președintului Comitetului Olimpic Sportiv Român Mihai Covaliu, nici de doamna ministra sportului Elisabeta Lipa. Eu sunt convins că amândoi depun cele mai bune eforturi pentru ca numărul acesta de medalii pe care le-a promis să se concretizeze. Principalii actori aici sunt, bineînțeles, federațiile și cei care se ocupă de pregătirea sportivilor din lotul olimpic. E tot timpul foarte delicat să faci un pronostic, pentru că poți fi infirmat fie în sus, fie în jos, eventual. Jocurile Olimpice Paris 2024, cu ce va fi diferită această competiție față de precedentele? Este prima competiție în care avem o egalitate perfectă între sexe. Avem același număr de participanți și băieți și fete. Asta a fost o strategie? A fost dintotdeauna o strategie, cel puțin în ultima vreme a Comitetului Internațional Olimpic. Această egalitate de genuri să fie transformată în realitate, de la un obiectiv să fie transformată în realitate. Jocurile vor fi, de asemenea, jocurile, a zice, unei noi generații, vor fi foarte mult
cum se spun, informatizate, să zic așa, noi tehnologii. Da? Și cu foarte, foarte multe, foarte multe inovații din acest punct de vedere. Încercăm să atragem generațiile tinere cât mai mult. Sunt și discipline care se adresează direct tinerilor, cum ar fi breakdance. Deci încercăm să demonstrăm ceea ce noi avem în gene, să zic așa, că suntem foarte deschiși la tot ce e nou, la tânăra generație și la așteptările ei. Să știți că există o discuție aici despre oportunitate sau nu. La campionatele mondiale și europene există o tendință a organismelor internaționale să mărească numărul echipelor. Da, și la fotbal de la 16 la 24 și la handbal am văzut acum 16-24. Aici, la Jocurile Olimpice, au rămas 12 echipe sau cam asta este media cu excepția fotbalului. La fotbal sunt 16 echipe. Dar are sunt 12, la handbal, la volei și așa mai departe. Da, și la rugby. Și la rugby. În 7. În 7, da. Marea discuție aici este că au apărut alte sporturi care de fapt n-ar fi sporturi și că au fost introduse doar din motivul ce a spus dumneavoastră legat de tânăra generație. Adică breakdance poate pentru unii mai conservatori așa nu e un sport. E o distracție sau poate fi un dans sau altceva. Bine, nu le-ar răspunde contestatarilor. Da, bine, la fel am putea vorbi și despre skateboard și așa mai departe. Exact, da. Cum spuneam puțin mai devreme, trebuie să fim deschiși la tot ce este nou. Și schimbarea este, cum să la ordinea zilei, în tot ceea ce întreprindem. Președintele Thomas Bach spunea la început, când a fost ales, că trebuie să ne schimbăm înainte să fim obligați să ne schimbăm. Deci este o mișcare din interiorul nostru, spre înainte, spre nou. După cum știți, vorbim și de e-games și de e-sport. Da? Deci trebuie să ne adaptăm în permanență, pentru că lumea se schimbă, lumea evoluează și poate ce generația mea nu ar fi considerat sport, astăzi... Aveți tineri... și dumneavoastră o problemă cu chestia asta, cu paradigma asta? Eu nu am nicio problemă cu lucrul ăsta, pentru că, repet încă o dată, trebuie să atragem tânăra generație către sport, către mișcare în general și să o rupem puțin de acest mediu super tehnologizat, pentru că până la urmă sportul este o necesitate înainte de a fi o plăcere. A face sport este o necesitate, a zice, esențială, a te mișca, pentru că îți oferă acest suport fizic pentru activitatea intelectuală. Când vorbim despre o țară, vorbim despre un sportiv care reprezintă mai mult sau mai puțin țara respectivă. David Popovici este un fenomen pentru România, este cel în jurul căruia ar trebui să ne uităm în momentul de față, ca țară? David Popovici, fără îndoială, este un fenomen. Da? Pentru că modul în care a câștigat medalii la campionatul european și mondiale a fost pur și simplu entuziasmat. M-au sunat colegii mei, sau mulți dintre colegii mei m-au sunat entuziasmați de performanța lui, de felul în care înoată, de, cum să zic, de această fluiditate naturală pe care o are și care, cum se nobilează acest sport. Deci David este într-adevăr și fără îndoială un fenomen, dar nu numai pentru noi, un fenomen pentru natație. Pe mine nu mă mire, a zice, rezultatele lui puțin în umbră, să zic așa, în ultima perioadă. Poate să fie și o strategie, da? Să se pregătească pentru momentul respectiv. Deci eu în continuare îi acord foarte mult credit și în continuare am foarte multă speranță în ceea ce va face David la Jocurile Olimpice. Pare că e și foarte tânăr. Asta ne dă multă speranță. Să știți că în general, în ultima vreme, bariera de vârstă în sport a coborât. Dacă vă uitați la toate sporturile, performanțele au ajuns să fie făcute, îndeplinite de sportivi tot mai tineri. Nu numai la not, dar în foarte multe alte discipline. Mă uit și în sportul meu, în rugby. Dacă ne uităm la uitați-vă la capitanul Țării Gaelor, să vedeți ce vârstă are capitanul Țării Gaelor, are 21 sau 22 de ani. Deci, vârsta coboară pentru că pregătirea este tot mai bună, este tot mai minuțioasă, de la o vârstă mai fragilă și atunci sigur că performanța vine mai repede. Sunt niște sporturi care sunt într-un picaj de audiență și m-aș referi aici
la atletism. Parcă nu mai este cum era înainte. Sunt niște sporturi care sunt în umbră, așa cum spuneați. Mă refer la ciclism, la haltere, care au avut tot felul de probleme legate de doping și așa mai departe. Cum reușim să le scoatem de acolo și să le punem unde au fost? Spuneam puțin mai devreme că lucrurile evoluează și că tinerii, abordarea și atitudinea tinerilor față de sport și față de anumite discipline evoluează. În mod sigur, sporturile pe care le pomeniți au în continuare un rezervor, un potențial foarte, foarte mare. Și sunt încrezător că ele își vor menține, dacă nu chiar vor reveni la dimensiunea pe care a avut-o. Vedeți, dumneavoastră, Jocurile Olimpice sunt cel mai bun prilej pentru ca aceste sporturi să se regăsească pe lista de top a sporturilor urmărite. Ați vorbit foarte bine și de faptul că o bună parte din ele a fost umbrite de aceste probleme a dopajului. Este un fenomen care trebuie, cum să spun, în continuare tratat cu aceeași atenție, dintr-un motiv, în primul, de fair play față de sportivii care sunt corecți. Este o preocupare centrală a noastră, a Comitetului Internațional Olimpic, și rămâne fără doar și poate, a zice, chiar prioritatea numărul 1. Da. Vorbim un pic și de sporturile de echipă. Nu contăm pe niciun sport de echipă la Olimpiadă. Și vreau să vă întreb dacă are legătură cu modul de organizare, dacă are legătură cu modul de selecție, dacă are legătură cu alte lucruri. De ce unii performează la sporturi de echipe și alții nu? Vorbiți de alte națiuni. Vorbim de alte națiuni și ne comparăm cu România, care nu contează în handball, nu contează în volei, nu contează nici în rugby, dacă e să mergem și aici. Acum, în general, sporturile de echipă în România au fost cam dintotdeauna, cum să zic, păgubite. Cu excepția fotbalului, care a avut la un moment dat niște performanțe, vreau în ultima vreme, vorbesc de anii 50-60, când, chiar 70, când în sporturi ca volei, handball, rugby eram printre primele națiuni. Vorbesc de perioada recentă. Nu am mai reușit în sporturile de echipă să performăm ca înainte. A zice eu, dintr-un motiv social și economic, în primul rând. Nu neapărat pentru faptul că n-au fost suficiente fondurile, alt lucru adevărat, infrastructură și așa mai departe. Vorbim de faptul că toate aceste sporturi, da, volei, handball, rugby, basketul era deja de puțin mai înainte profesionist, au devenit sporturi profesioniste cu precădere după anii 90. Într-o lume veche, să zic așa, care avea și are o dezvoltare economică mai bună în fața noastră și a celor din jurul nostru, lucru care a permis ca finanțările sporturilor de echipă să vină mai repede și să creeze din start un decalaj cu, să zicem, de exemplu, cu România. Da? E vorba de modul în care a evoluat și societatea și modul în care a evoluat sporturile de echipă la noi, vorbesc ca fenomen, ca structură, vis-a-vis de cele, de țările din Europa veche sau de peste ocean. Mă explic. În România, sporturile de echipă, și nu mai ele, înainte de 89, erau practic în regim profesionist sau semiprofesionist. Da? Marea majoritate a celor care practicau sportul de echipă erau angajați în administrație sau în zona universitară și așa mai departe, în uzine, fabrici și așa mai departe. Eu am jucat rugby la Gâlvița Roșie și știu foarte bine lucrul ăsta. Eu eram student și apoi am plecat din România, dar marea majoritate a colegilor mei lucrau la uzină, nu mergeau la servicii. Era o formă mascată de profesionalism. Exact. Și alte sporturi la fel, de echipă. În Occident, cum se spunea pe atunci, oamenii erau amatori. Pur și simplu amatori. Da? Când România juca cu Franța, fără să iau nimic din meritul acelor performanțe, francezii se adunau cu 3-4 zile înainte de meci, iar noi stăteam o lună, două în cantonament. E invers față de ce se întâmplă azi. Exact. După 1990, mai ales după începând cu anii 2000,
Fenomenul de profesionalizare a sportului echipă s-a accentuat masiv în Europa de Vest și în Statele Unite, unde, mă rog, el era deja cu NFL, în NHL și mai departe, era deja departe. Iar la noi a dispărut acest sprijin al statului pentru sporturile de echipă. Deci, balanța s-a inversat și nu am știut până astăzi și încă nu știm nici astăzi ce să punem în loc. Cum să facem? Da? Știți unde e paradoxul? La handbal, că dăm exemplul ăsta, avem campionatul la fete cel mai bine plătit. Vin jucătoare din Franța, din Danemarca, campioane mondiale, olimpice, europene. Dar când e vorba de echipa națională, nu mai suntem la același nivel. Ați spus chiar noastră că avem jucătoare de peste tot, dar nu avem suficiente jucătoare de ale noastre. Exact. Da. Deci aici e o altă preocupare, dar cum să zic, trebuie să îți creezi o pepinieră valabilă, performantă, în așa fel încât să nu fie nevoie să aduci jucătoare de afară. Sau dacă aduci unele, să le aduci valoroase care într-adevăr să facă diferență. Și care poate să-ți crească nivelul competiției și nivelul jucătoarelor sau jucătorilor tăi. Asta e foarte important. Problema mare care o avem în România, și o spun de multe vreme, nu oferez lumea știe, este problema științei sportului. E vorba, în primul rând, de antrenori. E vorba de modul în care antrenorii noștri sunt pregătiți și sunt capabili să-i pregătească pe ceilalți. Această temă am abordat-o de foarte multă vreme. Și am fost, la vremea respectivă, prima federație, eram președintele Federației de Rugby, care a făcut o academie. O academie nu atât încât să-și antreneze jucătorii sau să-i depisteze pe cei valoroși, cât să antreneze în același timp și pe jucători și pe antrenori. Da? Deci, problema noastră numărul unu este cea a științei sportului. Trebuie să o recunoaștem și trebuie să avem curajul ăsta, să ne uităm în oglindă și să ne dăm seama că avem o problemă cu știința sportului. Aș zice la toate nivelurile. Nu înseamnă neapărat antrenorii de echipă națională. Nu înseamnă neapărat antrenorii din cel mai bun club. Formarea de jucători. E vorba de formare, de jos până sus, și în așa fel încât să avem la fiecare strat de vârstă, da? Fiecare age grade, cum îi spunem noi, să avem antrenori performanți, pentru că numai ei pot să facă jucători performanți. Antrenori performanți și tehnica, tehnologia necesară. Evident, vine cu Am văzut documentarul de pe Netflix cu ediția trecută a Six Nations, nu știu dacă l-ați urmărit, și am văzut cum pregătesc meciurile. Adică mi se pare că suntem foarte departe. Da, este o diferență, deci, din acest punct de vedere. Ce spuneam mai devreme, știința sportului. Antrenori, tehnologii, metode și așa mai departe. Avem o mare problemă și principala noastră carență în performanță vine de aici, de la știința sportului. Jocurile Olimpice Paris 2024, din punct de vedere al securității, e o provocare pentru Comitetul Internațional Olimpic? Este un subiect dezbătut, aș zice, la lumina zilei. Sigur, pentru că este o ceremonie specială, unică, pe Sena, care aduce, în mod evident, cu ea probleme de securitate diferite sau în plus față de jocuri pe stadion. O știm, dar am primit asigurări din partea autorităților franceze că lucrurile se vor desfășura fără nicio problemă. Nu am niciun motiv să cred că nu va fi așa. Franța este o țară sigură, Franța are forțe de poliție și de securitate dintre cele mai bune în lume. Deci nu am niciun motiv să mă îndoiesc că lucrurile vor decurge normal. Securitatea este o provocare, mai sunt și alte provocări? Care frământă, care pun... În clipa de față, nu sunt lucruri, a zice, care să aprindă un bec roșu. Da? Deci nu avem niciun alt motiv de îngrijorare sau de preocupare. Mă rog, nici securitatea nu e ceva de îngrijorare. Dacă nu suntem îngrijorați, suntem preocupați, bineînțeles. Dar să știți că problema asta de securitate e la toate jocurile, indiferent că e în stadion sau în altă parte. Problema e cum o adresezi și cum o rezolvi. Problema participării sportivilor ruși sub steag neutru este o temă care s-a discutat foarte mult. Ce m-ar interesa pe mine este dacă în acest comitet executiv din care faceți parte au fost și păreri pro și contra, s-a ajuns la o decizie sau a fost oarecum o unanimitate a tuturor? Aș putea zice că a fost un consens, în sensul în care trebuie să ne păstrăm valorile.
valorile noastre ale olimpismului, care sunt participarea tuturor sportivilor în, aș zice, în condiții de normalitate. Nu ne mai aflăm în condiții de normalitate. Da. Și atunci a trebuit să luăm niște decizii, care sunt luate de ceva vreme, astfel încât să protejăm și pe unii și pe alții de orice eveniment, a zice, neplăcut și contrar cartei și valorilor noastre. Am ajuns în această situație în care sportivii ruși și bieloruși, pentru sporturi individuale, în anumite condiții de eligibilitate, pot participa. Sigur că ei trebuie să treacă prin calificări și așa mai departe, dar nu putem să oprim pe cei care sunt meritoși și care, cum să zic, care răspund și se aliniază valorilor noastre, nu putem să îi împiedicăm să participe. Da? Evident că un filtru trebuie să existe, pentru că nu ne putem permite să alterăm spiritul și a zice, și entuziasmul, atmosfera care este proprie jocurilor. Între 2021, momentul Tokyo, și momentul Paris 2024, situația politică internațională s-a deteriorat destul de tare. Da, asta o știm și o vedem cu toții. Poate să mai apară și alte situații? Asta e o întrebare foarte grea, pentru că... Adică oarecum trebuie și anticipate niște lucruri. E o întrebare grea, pentru că cel puțin clipa de față e un status quo vis-a-vis de acest lucru, deci nu sunt evenimente în plus care să, cum stăm puțin mai devreme, să altereze, între ghilimele, actuala ediție din acest punct de vedere. Nu știm, restul cred că e întrebarea e mai degrabă, ar trebui adresată oamenilor politici, ar trebui să știm. Tehnicii nu știu foarte bine. Da, deci suntem într-o zonă, o trăim cu toții, într-o zonă temporală, într-o perioadă în care lucrurile evoluează rapid, nu tot timpul spre bine. Noi ne păstrăm în sport tot timpul speranța și eu personal îmi păstrez speranța că lumea va ajunge la o maturitate în așa fel încât maturitate intelectuală și o disciplinitate politică, astfel încât să aceste fenomene care ne alterează și ne deranjează pe toți, să nu numai să fie limitat, dar să înceteze. Eu în continuare sper și tot timpul am sperat în bunul simț al tuturor. Vine Los Angeles, vine Brisbane. Ce sporturi mai apar în portofoliu olimpic? Știu că se discută de multe sporturi. Los Angeles e publicat. Adică eu sunt și membru în Comisia de Program Olimpic Sportiv, comisia care stabilește disciplinele, sporturile, disciplinele și mai departe. Este cricket, este touch football, este fotbalul american touch, este lacrosse. Cred că e acting? Nu. Sau e acting, a fost introdus de acum? Nu. Este softball, baseball, softball. Soft, da. Da? Și mai este squash. Dar baseballul cred că a mai fost și a fost scos, dacă nu mă înșel. Sistemul este așa. Sunt cele 28 de sporturi de vară, core, cum zicem, centrale. Fiecare oraș organizator are dreptul pentru ediția respectivă să propună 5 discipline, totul cu o condiție. Ca să rămână în interiorul celor 10.500 de sportivi care participă la Olimpiadă. Mai pot fi mici derogări pe aici pe acolo. Softball-ul și baseball-ul au fost, într-adevăr, la Tokyo. Da. Nu știu câtă lume știe că baseball-ul este un sport major în Japonia, enorm. Da? Deci, eu am fost chiar cel care, în 2014, am fost la Tokyo, la un campionat mondial, ca observator pentru jocuri. Să vedeți impactul. Să vedem impactul și mai departe. Și atunci a fost la Tokyo, evident că americanii l-au propus și ei, e absolut natural. Dar, de exemplu, la Tokyo a fost surfing, care nu mai este la Los Angeles. Că a fost propus de ei, cum ar veni, de niponi.
A fost la Tokyo, a fost propus de ei, dar americanii l-au propus. În schimb, l-au propus francezii în 2024, da? Deci, fiecare țară are dreptul să propună cel mult 5, poate să propună unul. Sport care, în mod evident, ar trebui să crească audiența și să aducă o plusvaloare jocurilor prin participarea ca sport la joc, ediția respectivă. Ăsta este singurul criteriu ca țara respectivă să propună sau mai sunt și alte criterii ca alte sporturi să ajungă la o astfel? Țara respectivă, orașul respectiv trebuie să propună, nu altcineva. Nu vreo federație internațională sau alt organism. Deci numai organizatorul, ediția respectivă poate propune. Noi analizăm într-o matrice de cum spuneam mai devreme, de valoare adăugată, de cost, de număr de sportivi, da? Astfel încât să fim siguri că sportul respectiv se înscrie în dinamica jocurilor respective, a valorilor, a simbolurilor. Și cum se poate ca unul din aceste sporturi propuse să intre în grupul celor 28 sau să devină un sport permanent? Asta este un fenomen sau un proces foarte îndelungat. Pentru că, repet, noi avem preocuparea să rămânem în interiorul celor 10.500 de sportivi participanți. Orice sport nou, deja multe federații internaționale au făcut, cum să spun, au trebuit să-și reducă sportivii care participă ca să intri ceilalți. E foarte greu să faci lucrul ăsta într-o dată. Pe urmă, e nevoie și de o perioadă de observare, de observație. Să vedem dacă unul din aceste sporturi care au apetitul, pretenția să se înscrie în cele sporturile centrale, deci să vedem dacă sportul respectiv sau disciplina respectivă a sportului respectiv se înscrie la modul rotund, da? În tot ceea ce înseamnă filozofia și valorile și spiritul Jocurilor Olimpice. Deci, îți trebuie ceva timp ca să poți să analizezi toată chestiunea asta și încercăm pe cât putem, prin această rotație, da, în funcție și de ce ne propun orașele, să păstrăm și un rezervor de alte sporturi, de alte discipline, care, la un moment dat, eventual, să devină sporturi centrale. Rugby a adus prima medalie olimpică pentru România în 1924. Am văzut pe tricoul stejerilor cifra 100. Avem acum la Olimpiadă rugby în 7, da? Sunt 12 echipe care participă. De ce nu avem și rugby în 15? Bun. O să vă rog să-mi permiteți prima să corectez. Nu rugby în 7. Rugby este ales sport olimpic. Rugby în 7 este o disciplină. Da. Da? Rugby clasic nu este. Orice sport, când spunem natație, da. Natația, care natație? 100, 200? La fel și rugby. Și polo acum a băgat la natație. E la fel și rugby, da? Deci când spunem natație, sport olimpic, da. Pe urmă vedem, declinăm, vedem care disciplină, care probe și așa mai departe. Da. E la fel la rugby. Noi nu alegem o probă, ne alegem un sport. Deci am ales rugby. Rugby a fost ales în 2009 la Copenhaga ca și sport olimpic. Cu disciplina de rugby. Bun. Fete și băieți. Absolut. Sunt un număr egal de echipe, fete și băieți. Vorbeam la început de egalitatea de sex. Rugby 15, pentru cei care sunt din interiorul acestui sport, are are o specificitate care ține de ce numim noi player welfare. Starea de bine a jucătorului, sănătatea jucătorului. Este foarte greu de conceput, practic imposibil, sau din un interval de 16 zile, că durează jocurile, să ai o competiție de rugby în 15, fie și numai cu 12 echipe. Timpul de recuperare este total insuficient. Ar fi o presiune enormă pe jucători, cu riscuri mari asupra sănătăților. Deci nu este rezonabil, sub nicio formă. Asta este principalul motiv? Da, este principalul motiv. Când s-a făcut analiza rugby-ului cu toate disciplinele lui, ca pentru toate sporturile, toate disciplinele, primul criteriu este starea de bine a sportivului. Da? Sportivul nu trebuie pus în dificultate vreodată, din punct de vedere fizic și mental. Ori, această alegere vis-a-vis de rugby în 7,
asigură lui participarea la Olimpiadă, cu o disciplină foarte spectaculoasă și în același timp aduce, cum să spun, în prim plan, rugby-ul ca atare, ca disciplină, 15 și 17, în atenția lumii olimpice și a celor care sunt, cum să zic, pasionați de olimpism. Da? Deci pentru rugby în 15, noi vedem dinamica, sunt și membru în bordul World Rugby, noi vedem dinamica rugby-ului în 15 după ce rugby-ul în 7 a devenit olimpic. E foarte interesant. Da? Deci participarea rugby-ului cu disciplina de rugby în 7 la Olimpiadă este foarte benefică și foarte, este un motor de creștere inclusiv a rugby-ului în 15. De ce rugby-ul în 7 nu este atât de popular în România? Pentru că suntem un pic conservatori? Acum să știți că rugby-ul în 7, în țările vechi cu tradiție, sau rugby-ul în 7, în țările vechi cu tradiție, a fost greu să se instaleze. Eu știu discuțiile avute cu britanicii de acum 20 de ani, da? Deci, lumea trebuie să se convingă de beneficiile rugby-ului în 7 pentru rugby-ul în ansamblul lui și în același timp să conștientizeze că este o poartă formidabilă de deschidere, de început pentru rugby în 15. Pentru familii, pentru părinți, rugby 7 este, cum să zic, este primul nivel înainte de rugby 15, pentru că este mai dinamic, contactul fizic e mai redus față de rugby 15, dar în același timp te obișnuiește cu contactul fizic. Deci pentru mine, și numai pentru mine, rugby 7 este o disciplină foarte, foarte bună pentru rugby în ansamblu și pentru rugby 15. La noi încă nu există această cultură atât de bine așezată, dar să știți că atunci când jucam, în anii 80, noi jucam rugby 7. Jucam rugby... antrenament? Nu. Jucam rugby 7 și erau competiții, turnee de rugby 7, lumea probabil că a uitat de ele. Dar erau competiții de rugby în 7, le făceam în general la sfârșit de campionat. Deci când se termina campionatul, mai făceam într-un weekend un turneu de rugby 7. Da? Era foarte relaxant, să zic așa, după un sezon întreg. Și ne și distram, la modul sportiv, să zic așa, cu aceste competiții. Jucam de asemenea aceste competiții înainte să înceapă campionatul, pentru că din punct de vedere a pregătirii fizice e fantastic. Efortul fizic pe care îl faci într-un meci de rugby 7 este teribil. Alergi mai mult. Da? Deci e practic ești într-un sprint continuu 15 minute. Da? Sprint placaj, sprint placaj și așa mai departe. Deci ca instrument de pregătire fizică și nu numai fizică, pentru joc, e foarte interesant. Spuneți mai devreme că modalitatea pentru care nu avansăm în sportul de echipă este această lipsă a științei antrenorului, a dezvoltării antrenorului și a științei. Eu cred că n-am performat în sport în ultima perioadă și din cauza faptului că nu mai avem bază de selecție. Și o luăm la toate sporturile și poate că la handbal stăm încă mai bine că avem niște performanțe și așa, dar cine își mai trimite copilul la rugby acum? Cine mai trimite copilul la volei? Adică e o chestie și o mentalitate a părintelui care, sigur, este anului 2024. Pe de altă parte, nici copiii nu mai sunt atât de mult de interesați de sport. Care este soluția să avem, că dacă avem mulți, chiar dacă sunt și mai slabi, tu mai găsești câte unul bun. Dacă nu avem deloc, nu-i găsim pe aia bun. Bun, e o întrebare foarte, foarte bună. Am spus că știința sportului eu o plasez ca un element absolut necesar, indispensabil pentru progresul acestor sporturi. Dar nu este singurul. N-am spus că este singurul. Vorbeați de existența într-un număr mult mai redus a echipelor, la sportul de echipă. Și am spus de ce. Dacă vrem să dezvoltăm sporturile de echipă, este foarte important să existe și o legislație care să permită ca aceste echipe să fie finanțate. Dacă vă uitați în sporturile noastre, în general, nu vorbesc de fotbal, care e alt fenomen acolo, în general, echipele de club sunt pe lângă autorități.
Marea majoritate. Locale, cele mai multe. Locale, absolut. Da. Da. Mă bucur că autoritățile locale fac lucrul ăsta, dar nu e suficient și nici nu e treaba lor să facă numai ele lucrul ăsta. Da? Deci, este ceea ce numesc eu treimea justă de finanțare. O treime ar trebui să fie autoritatea adică locală. Adică 33% e rezolvată problema. Ar trebui 33% să fie autoritatea, 33% ar trebui să fie parteneri, meceni... Meceni, cei care finanțează, da? Sponsori. Da. Și așa mai departe. Private. Da, drepturi, televiziune comercială, da. O treime ar trebui să fie suporterii, forța, lumea știe poate mai puțin, dar marile cluburi din Europa, în orice sport, au venituri consistente de la suporteri, care plătesc abonament, care ajută clubul și așa mai departe. Nu tot timpul dezinteresat, pentru că au facilități fiscale. Da? Deci noi nu avem acest mecanism. Sau dacă le avem, este foarte timid sau nu e bine pus la punct. Da? Deci am vorbit de știința sportului, vorbim de finanțare. Partea de piramidă, partea de, a zice, piramida de vârstă și de valoare. Fenomenul acesta reducerii numerice a bazei nu se întâlnește numai noi, se întâlnește peste tot, mai ales în lumea veche, lumea dezvoltată, unde tinerii fac tot mai puțin sport. Vorbeam mai devreme că noi vrem să atragem și căutăm toate metodele să atragem tinerii la sport, la mișcare. E un fenomen universal, da? În lumea asta care trăiește într-un anumit confort. Nu sunt foarte multe soluții. Trebuie, și aici revenim la ce vorbeam mai devreme, la academii. E foarte important ca federațiile noastre, cluburile noastre chiar, să aibă acest model de activitate care este academia, în care se strângă, ideal ar fi regional, pe cei mai buni dintre tineri din zona respectivă pentru sportul respectiv. Deci, eu cred că ar trebui să creăm o rețea de asemenea centre. Da? E puțin elitistă. Nu mai este o piramidă atât de largă, dar este o piramidă, a zice, din punct de vedere calitativ, mai bună. Da? Și atunci putem să compensăm numărul cu calitatea pregătirii. În lumea noastră de astăzi, pentru mine, cel puțin, e singura soluție, dar pentru mine e cea mai bună. Noi suntem în fața unui fenomen social și economic. Vorbeam mai târziu de lucrul ăsta. Până acum ceva vreme, pentru oamenii, mai ales cei de la țară, care aveau atunci mulți copii, din păcate astăzi facem mai puțin copii, și ăsta e un lucru care trebuie considerat. Demografie. Oamenii de la țară, foarte mulți, spune, mai, dacă îl dau pe ăsta micul să facă aia și aia, merge la liceu sportiv, are casă, a rămas, face un sport, nu știu ce, am scăpat, între ghilimele, de o problemă. Nu e ceva pejorativ, te gândești la evoluția copilului, poate că dai o șansă. Da? Deci, exista lucrul ăsta, care în clipa de față, dacă mai există, poate mai există, e un fenomen redus. Uitați-vă, câți români au plecat să lucreze în străinătate? Milioane. Gândiți-vă că și pe toată piramida socială și economică. Da? Gândiți-vă că aceste familii și-au luat copiii cu ei. Sau, dacă nu i-au lăsat aici la bunica și la bunicu. Bunica și bunicu nu se pot ocupa de sportul copilului respectiv. Dacă au plecat, fac sport acolo. Da? Deci e un fenomen social și economic de care trebuie să ținem seama și care, în mod sigur, alterează baza și, cum să zic, importanța acestei baze a piramidei de vârstă și de pregătire. Domnul Morariu, mulțumim mult. Sperăm să ne întâlnim și după Paris.
să facem o analiză a ceea ce s-a întâmplat, apropo de ce am discutat astăzi. Da, m-aș bucura și cu mult drag și zice, vin aici lângă dumneavoastră să vorbim în continuare despre sport. Mulțumim mult! Aceasta a fost emisiunea Drumul spre Paris din această săptămână. Până joia viitoare, toate cele bune!